Anunț cumplit despre Sofia Vicovanca Ce s-a întâmplat cu marea cântăreață de muzică populară? Artista de muzică populară a trecut prin momente cumplite cu ani de zile în urmă, despre care îi este greu și acum să vorbească. Iată ce s-a întâmplat mai exact cu vedeta. Sofia Vicoveanca nu poate trece nici acum peste decesul soțului ei în urmă cu 22 de ani. Sofia Vicoveanca a devenit văduvă. Soțul ei, Victor Mici, a decedat pe data de 18 aprilie 2001. Din senin, bărbatul a început să tușească, familia s-a asunat urgent la 112, însă nu a mai putut fi salvat. Victor Mici a fost un ziarist apreciat, a lucrat mai bine de 40 de ani la ziarul Zor Noi din Suceava. Deși au trecut două decenii de la nefericitul incident, Sofiei Vicoveanca lui este și acum greu să vorbească despre acea zi. Astăzi voi avea spectacol și nu vreau să vorbesc prea mult despre evenimentul nefericit din viața mea. Vreau să încerc să nu mă adâncesc rana și mai mult în suflet. Te poate înțelege doar o persoană care a trecut prin asemenea stări ce am trecut și eu. Altcineva nu a explicat vedeta în cadrul unui interviu acordat pentru click.